Mi-am luat acreditarea în social media management anul ăsta. Am avut colaborări, am primit pachete de PR, am fost invitată la evenimente. Acum, chiar câteva zile, am ridicat actele pentru Alexandra Olr Creative Agency. Am început să alerg singură și constant. Am început să merg la ședințe de masaj anticelulitic. Am citit 20 de cărți. Mi-am făcut, la începutul anului chiar, încă două găuri în ureche. Iar când ne-am întors din Egipt, mi-am mai făcut un tatuaj. Anul ăsta mi-am făcut pușculițe financiare. Pe 25 iunie, eu și Emilian ne-am căsătorit. Am reușit să ne cumpărăm apartament. Iată, ne-a ajuns la finalul lui 2021. Un an mai plin decât anul trecut. Vreau să trec în revistă foarte rapid lucrurile pentru care îi sunt recunoscătoare lui 2021 și sunt câteva, așa cum v-am spus și la finalul vlogului cu cărțile pe care le-am citit anul ăsta. Filmez întoiul zilei și foarte grăbită pentru că în jumătate de oră trebuie să vină soțul meu să mă ridice și să mergem să luăm prânzul în oraș ca în fiecare vineri, dar mi-am dat seama că dacă nu filmez vlogul ăsta acum, mâine de Crăciun o să dispară toate cadourile din spate și nu o să mai am setup-ul cum trebuie. Așadar, cu o lumină foarte puternică de la soarele de afară, o să vă spun lucrurile pentru care îi sunt și îi sunt foarte recunoscătoare anului care se pregătește să se încheie. Mi-am luat, bineînțeles, telefonul care fiecare dată, cusa mea cu Ren, o știți deja. Și o să citesc ce mi-am notat aici. Am împărțit totul în două categorii mari, planul personal și planul profesional. Posibil să fie foarte multe zgomote pe fundal, lumea face mâncare, face curățenie, afară e un haos infernal. O să încep cu planul profesional și mai exact cu faptul că am reușit prin cărți și prin cursuri de așa ceva să-mi înving teama de a vorbi cu oamenii și am discutat cu foarte multe persoane de decizie din firme mari anul ăsta. Am dat multe interviuri, am cunoscut oameni noi, am intrat în contact cu foarte multe persoane importante și mi-am demonstrat mie că nu am nicio problemă de comunicare. Până anul trecut nu am avut atât de multe colaborări pe partea asta de creator de conținut, însă anul ăsta au curs efectiv. Am avut colaborări, am primit pachete de PR, am fost invitată la evenimente. Toate lucrurile astea mi-au umplut sufletul efectiv pentru că munca pe care o depun este într-adevăr mare. Din punctul meu de vedere, evoluția este clară și mă bucur foarte mult că încep să se vadă rezultate și că oamenii din jur mă văd, știu că exist și apelează la mine. Așadar, pentru toți cei care abia ați început drumul în social media, să știți că abia după 3 ani au început să curgă lucrurile altfel decât până acum. Nu vă descurajați, munciți în continuare, faceți lucruri minunate și bucurați-vă comunitate. 3 dintre colaborări sunt pe termen lung și sunt foarte aproape de sufletul meu. Este vorba de colaborarea cu cei de la Sabon, de colaborarea cu Georgiana Iordache, de la care sunt toate rochile pe care le vedeți în reel-uri, în postările din Instagram, în feed-ul meu și pe care le-ați văzut și în Egipt și urmează să le vedeți în multe alte vloguri de travel, rochile de la ședința foto de Crăciun, din studio, oriunde vedeți rochii superbe, oricum găsiți și tag, sunt Georgiana Iordache. Și a treia colaborare foarte aproape de sufletul meu este cea cu Daniel Wellington. Aceste 3 colaborări, v-am spus, deja le-am de o perioadă destul de lungă de timp, sunt pe termen lung și mă bucură foarte tare. Tot pe partea profesională, mi-am luat acreditarea în social media management anul ăsta. Am făcut cursurile la Ilbach, din păcate nu am reușit să merg la cursurile fizice din București pentru că îmi doream să ajung la cele de dimineață și nu s-a format grupă de dimineață. Seara mi era imposibil să ajung pentru că m-aș fi întors foarte târziu în Ploiești. Așadar, le-am făcut online, dar am cunoscut niște oameni minunați și, concluzionând, sunt acreditată în social media. Am făcut și un curs de Facebook Ads, foarte important pentru mine, un curs în care am investit și bani și timp și care sunt sigură că o să-mi aducă niște beneficii uriașe. Este vorba de cursul lui Vlad Niță de la Duets, pe care l-am descoperit prin intermediul lui Laurent în momentul în care a susținut un webinar cu Vlad, în urma căruia am achiziționat cursul Duets Like a Pro, anyhow însoțit și cu
afacerea ta online la cheie și nu stau să vă povestesc despre asta acum. Dacă vreți să aflați mai multe detalii, intrați pe site la Duets, intrați la Vlad Niță și vedeți despre ce e vorba. Așadar, curs de social media, curs de Facebook Ads și în urma acestor două investiții în mine am luat primul client pentru care m-am ocupat de la zero cu absolut tot ce reprezintă asta de social media. Iar la finalul anului, neavând asta în plan de la început, dar ajungând la concluzia că trebuie să fac și pasul ăsta, mi-am deschis firma mea. Până acum lucram, după cum am mai spus, pe firma lui Emilian, având acolo niște coduri CAEN, facturam pe firma lui, însă anul ăsta, acum chiar câteva zile, am ridicat actele pentru Alexandra Olr Creative Agency. Am vrut să se numească Olr Agency și atât, însă nu s-a putut lucrul ăsta, numele firmei fiind în final cel pe care vi l-am spus mai devreme și chiar stau să mă gândesc dacă să transform Olr Design nu în Olr Agency, cum voiam, ci chiar în Alexandra Olr Creative Agency. Dar asta este un lucru la care trebuie să reflectez pentru că mă bate gândul să fac și un rebranding, să schimb logo-ul. Anyhow, aici e altă discuție. În ceea ce privește viața mea personală, am făcut niște schimbări destul de importante anul ăsta. Am început să alerg singură și constant. Am început să merg la ședințe de masaj anticelulitic. Am început să mă trezesc mult mai devreme dimineața. Am citit 20 de cărți, dar asta știți deja. Mi-am făcut, la începutul anului chiar, încă două găuri în ureche, în urechea stângă, una aici și una în cartilaj. De gaura din cartilaj mi-a fost foarte teamă, dar am făcut-o. Nu am avut probleme cu ea, totul a fost ok. Iar când ne-am întors din Egipt, mi-am mai făcut un tatuaj. O să mai fac eu un vlog în 2022 cu un update al tatuajelor, pentru că în primăvară mi-am propus să mai fac încă două. Anul ăsta mi-am făcut pușculițe financiare. Pușculițe cu care Emilian lucra deja. Mi-am făcut și eu pușculițele mele. Poate o să fac un vlog și despre treaba asta, pentru că este destul de interesant și este life changer. Și am început să investesc pe bursă, îndrumată de soțul meu, dar am început să o fac. Și pentru că tot am spus soțul meu, anul acesta, pe 25 iunie, eu și Emilian ne-am căsătorit. Așadar, suntem oficial familia Paraschiv în ziua de Crăciun, făcând 6 luni de la cununia noastră civilă. Nunta o lăsăm un pic să aștepte până trece nebunia asta, pentru că vrem să o facem într-un fel și nu vrem să fim restricționați de nimic. Și ultimul lucru pe care vreau să-l menționez din anul 2021 este că am reușit să ne cumpărăm apartament. Apartament care este în renovare în momentul de față și care sperăm să fie gata să ne primească prin martie, deși e timingul cam prost pentru că l-am luat când deja începea să vină frigul și anumite lucruri, mai ales cele care țin de exterior, nu pot fi făcute dacă este frig afară, dar vom vedea. Vedem când va fi gata, nu ne grăbește nimeni, dar abia aștept să-l vedeți. Am gândit și un colț de vlog în apartament, o să fac turul casei, o să fac turul frigiderului și al dulapurilor, abia aștept să ne mutăm și să începem noua noastră viață acasă la noi, în apartamentul nostru. Mă rog, și aici acasă la noi, dar acolo este atâta suflet pus de amândoi. La început ne-am implicat foarte mult fizic noi doi, am făcut lucruri efectiv în apartament, am spart ce am putut să spargem noi, am scos gresii, am scos faianța, apartamentul este un apartament vechi, din 80 și ceva, dacă nu mă înșel, la care ultimul proprietar a fost un nene chinez care a locuit acolo 20 ceva de ani. Cert e că apartamentul a trebuit întâi adus la zero. Nenea chinez l-a lăsat cu absolut toate lucrurile în el, așa cum a locuit dânsul acolo și a fost foarte mult de lucru până să-l aducem la zero. Cert e că în momentul ăsta în care vorbim, deja începe să se lucreze la instalația electrică, la instalația sanitară și la interioare. Am plătit avansul și pentru termopane și începe încet să prindă contur. Dar v-am spus, datorită timingului, datorită frigului de afară și faptului că l-am luat în perioada asta rece, e posibil să nu reușim să ne mutăm chiar la 1 martie când ne dorim, dar oricum, cert e că este luat, este al nostru și abia aștept să vi-l arăt. Cam astea au fost în mare realizările lui 2021.
sunt multe. Ah, am uitat să spun că am ajuns la vlogul numărul 100 pe YouTube. Și cam atât, probabil o să postez acest vlog pe 30, noi pe 31, adică mâine, dacă voi vedeți vlogul ăsta, pe 30 decembrie. Mâine plecăm la Veneția pentru Revelion, ne întoarcem pe 2 și pe 4 plecăm la Paris. Așadar, urmează niște vloguri de travel pe care în primul rând abia aștept să le filmez, să le trăiesc și să le împărtășesc ulterior și cu voi. O să fie cu rochii de la Georgiana îmbrăcate pe frig maxim, dar o să fie foarte frumos. Bun, cam atât am avut să vă spun. Sper să aveți un 2022 minunat, productiv, plin de lucruri extraordinare și de oameni minunați. Să vă atingeți obiectivele, să vă puneți mai întâi de toate obiective și să le atingeți. Și ne vedem la anul!